În comuna Mireșu Mare se adâncește conflictul dintre pasnicii de vânătoare și vânători și localnici, și asta din cauza câinilor lăsați liber care atacă vânatul. Cel mai recent caz a fost înregistrat acum. O căprioară gestantă a fost sfâșiată de câinii localnicilor. Fotografii cu rămășițele animalului au fost făcute publice. Sunt câinii localnicilor lăsați în libertate, care probabil din cauza că sunt înfometați sau nu sunt îngrijiți, se atacă și vânează să se hrănească. Dar este o problemă de ani de zile cu care mă lupt în zona Iadăra Stejă. În zona noastră erau vreo 300 de căprioare, dar acum sunt foarte puține, au rămas din cauza câinilor. În fiecare zi se întâmplă cazuri în care găsim o căprioară omorâtă de câini și poate 20 nu le găsești, că sunt prin pădure. Primarul comunei ia partea localnicilor și spune că nu toți își lasă animalele libere. Avem un singur sat care este practic în zona de păduri. Se confundă acolo pădurea cu satul și sunt obligați. Și asta datorită faptului că mistreții se știe că s-au mulțit în zona noastră fără noi. Edilul a spus că oamenii sunt nevoiți să lase liber câinii pentru a se proteja de animalele sălbatice care fac pagube în culturi. Ioan Mătieș a adus în discuție și faptul că au fost și cazuri în care pasnicii de vânătoare au împușcat câinii din sat. Mai mult s-a plâns de legea vânătorii și de faptul că cei care se ocupă de fondurile de vânătoare nu își fac treaba și nu hrănesc animalele în pădure pentru ca acestea să nu mai fie nevoite să se apropie de localitate. Pe de altă parte, părerile localnicilor privind câinii sunt împărțite. Ce ați venit? Doi au fost a mei, doi au venit nu știu de pe unde. Îi păcat de ei. Obișnuiți să lăsați liberi pe câini? Nu, tris legați și una stă în curte, o cățelușă mică, dar nu. Ce părere aveți? Au dreptul vânătorii să îi împuște în cazul care îi găsesc dezlegați și atacă vânatul? Când îi prinde asupra vânatului, da, dar așa câinile are tot dreptul să meargă. Zic eu, nu știu, fiecare cum știi. Eu am eu nu-l dezlegândesc. Tot simplu e legat. Aveți terenuri agricole? Am și terenuri, dar dați în lucrul altă, la moră, spre exemplu. Și vin mistreții acolo? Da, de unde? Nu vin. Este bine să fie câinele legat? Nu mai legat. Cine frâne câine să-l fie legat, altfel... Conducerea JVPS Maramureș susține că în fiecare sezon sunt probleme cu câinii. Aceștia se sălbătecesc neavând stăpân care să le asigure hrana, vânează pe fondurile de vânătoare, ucid în special căprioarele și iezii de căprioare. De multe ori suntem sesizați de personal de teren, de vânătorii noștri. De fiecare dată încercăm să luăm măsurile legale, însă de foarte multe ori este prea târziu pentru animalele care deja sunt atacate, ele nemai putând fi salvate. Dacă facem o statistică, probabil aproape lunar avem asemenea situații. Ionica Pop dă ca soluție serviciile de carisaj care ar trebui să existe și să gestioneze animalele corespunzător. Situația nu este nouă în comuna Mireșu Mare. De ani de zile, vânătorii și localnicii se află într-un conflict deschis din cauza animalelor sălbatice, care produc pagube în culturi și a câinilor care nu sunt ținuți în gospodării.